Până atunci însă trebuie să vă spunem că sunt 5 grade la această oră în capitală și va fi cald și frumos puțin mai târziu. Da, a început pe zâmbet, totuși nu e o veste foarte bună, e foarte frig la această oră, doamnelor, domnilor. Valentin, neața, Mihai. Bună dimineața. Este extraordinar, bună dimineața. Nu știu cu... Până unde se ajunge azi? Țineți minte, de fapt, ții minte, Vali, că astă vară la 30 de grade parcă era răcoare, așa, parcă da. De la 35 exact. Începea, pentru noi limită, toți, începe minim. Disconfortul termic de la 35, pentru Olivia începea confortul termic de la 35. Acum la 5 grade, este... ce să vezi, da. E cald. Nu, eu sunt bucuroasă pentru temperaturile pe care le vom avea puțin mai târziu. Ia privește în perspectivă. De unde știi ce temperaturi? Asta nici eu nu înțeleg. Poate ai un glob de cristal, te uiți în el. Eu sunt sensibilă și mă interesează mereu cum va fi vreme. Păi e vreme frumoasă la București. Apare soarele, azi sunt 20-21 de grade, mâine 22-23, poi mâine 24-25. Așa, nu am cum să fiu așa veni prognoza. Sunt din grad în grad. 20-21, 22-23, 24-25. Perfect. Bun, eu vorbesc despre ce se întâmplă în acest moment și mai apoi trec la prognoza pentru întreaga zi. Așadar, avem în momentul de față temperaturi de la minus 1 grad în partea de sud a teritoriului. Se înregistrează minus 1 grad în acest moment la Apa Neagră, județul Gorj, la Bozovici, în Caraș-Severin, dar și la întorsura Buzăului, în zona de est a Transilvaniei. Cele mai ridicate temperaturi sunt la Oradea și Cotnari, 11 grade în acest moment. Puteți vedea că este înnorat în nord-vestul, în centrul și prin nordul țării. Chiar a plouat în ora precedentă în zona Maramureșului și aici, în partea de nord a Transilvaniei. În schimb, în sudul și în sud-estul țării, cerul este predominant senin în acest moment și cam așa cred că va rămâne și pe parcursul zilei. Practic, norii vor staționa pe aceste poziții, deci nord-vestul, centrul și nordul teritoriului. În regiune asta înseamnă partea de nord a Crișanei, zona Bihorului, unde trecător s-ar putea să plouă puțin, Maramureșul, unde sunt așteptate mai multe reprize de ploaie astăzi. În Transilvania, deși va fi înnorat, s-ar putea să plouă doar în nordul și în estul regiunii, la fel în partea de nord a Moldovei. Haideți să vedem ce se întâmplă și cu temperaturile în toate zonele țării. Începem ca de obicei cu Muntenia. Aici se încălzește ușor față de ziua precedentă. Valorile termice vor fi cu 2-3 grade mai ridicate față de cele de ieri. La amiază așadar între 19 și 21 de grade, un cer însorit și nu sunt condiții să plouă în această zonă a țării. Cam la fel și în Oltenia, tot temperaturi cu 2-3 grade mai mari față de cele înregistrate ieri. Mare atenție, în zona de vest a regiunii, pe aici prin județul Mehedin, se vor atinge astăzi cele mai ridicate temperaturi la nivel național. Aici vorbim de maxime de 22-23 de grade. E destul de bine pentru această perioadă și în zona Banatului, chiar dacă acum dimineață e un pic cam rece, în special în zonele de presionare. Temperaturile, vedeți, la amiază ajung până la 19-20 de grade. Vor fi reprize de soare, vor fi și ceva reprize de nori, însă condițiile de ploaie se mențin foarte, foarte scăzute. În Crișana, în zona Aradului astăzi, vor fi unele norări, însă șansele să vedem ploaia sunt destul de scăzute. În schimb, zona Bihorului, ajung imediat și la Maramureș, și în zona Bihorului astăzi vor fi câteva reprize de ploaie, o temperatură maximă de 18 grade la Oradea. În Maramureș, în schimb, condițiile de ploaie sunt mult mai ridicate, avem probabile și descărcări electrice în această parte a țării, temperaturi maxime de cel mult 15-17 grade. În Transilvania, vreme în general frumoasă, mai multe reprize de nori decât de soare, și condiții de ploaie pentru județele din nordul și estul acestei regiuni. Temperaturile, vedeți, câștigă și aici 1, 2, 3 grade față de ziua precedentă. În Moldova, astăzi, cerul va fi înnorat în județele din nordul regiunii, acolo unde, la un moment dat, o să și plouă. În schimb, în jumătatea sudică a Moldovei avem timp frumos, vânt slab și temperaturi maxime de cel mult 19-20 de grade. Și, în fine, în Dobrogea, astăzi, vreme foarte frumoasă, parcă nu mai bate nici vântul, temperaturile maxime de la 16 la 19 grade. Revin ceva mai târziu și cu prognoza pentru zilele următoare.